Am răspuns afirmativ la invitația lui Chris, pentru că mi-am dat seama că nu putem doar să stăm și să admirăm proiecte făcute de oameni, ci trebuie să și ne implicăm într-o zi. Deși e un proiect greu, mai ales al ei, proiectul ou implică timp și energie, adică trebuie să lași deoparte tot ceea ce ai de făcut într-o zi și trebuie să pui umărul la construirea unui vis, al unui teatru. Nu putem doar să dăm sfaturi sau să dăm like-uri pe Instagram, ca să susții o cauză cu adevărat, trebuie să abandonezi un pic ziua și cotidianul în favoarea unui lucru care într-o zi va deveni realitate, unui vis care într-o zi va deveni realitate. Am ales acest proiect, e un proiect de suflet, noi ne cunoaștem cu Chris de 10-15 ani, cred că am pus bazele teatrului independent, dacă vreți, în România. Noi am avut o stagiune sau câteva stagiuni de teatru, am susținut tot timpul ideile și teatru în alt loc. Acum sper că cu această susținere Chris să poată să-și vadă visul cu ochi. Și nu e un teatru pentru Chris, e un teatru pentru toți bucureștenii. Adică ne-am săturat să vedem urâtul în fiecare zi. Mi-am spus, hai să facem ceva, să vedem și frumosul. Frumosul sub toate formele lui, fie că vorbim de artă plastică, fie că vorbim de teatru, vorbim de un spațiu în care frumosul va fi la el acasă, unde se va vorbi despre frumos. Ideea la care am ajuns până acum cu ou e, în primul rând, de a construi un obiect care să-ți nască întrebări. Adică să stai și să poți, exact ca și spațiul pe care Chris îl creează. E un spațiu care te lasă să te introduce într-o lume și nu te mai lasă să ieși.